Bună ziua! Îngrijesc morminte. Am canon de la duhovnic să îngrijesc mormintele. Și toată viața ne-am salutat pe uliță și acum ne salutăm aici. Și mie mi-e lăsă trec să nu mă opresc să-i pun o cană de apă. La poeți rămân cărțile mari și cuvintele lor. La cineaști rămân imaginile prin lume și prin memoria noastră. În cimitirul Sfântul Mina din Focșani, istoria este umblată, trăită, nu citită. Istoria întâlnește istoriile personale și, uneori dintr-o viață, așa cum a fost, rămân doar un nume și o dată săpate pe o cruce. Și memoria este tot o lumânare care arde în grădina cu suflete a cimitirului Sfântul Mina. Pe băncuța de pe aleea cimitirului te poți odihni ca să-ți mai tragi sufletul pentru întâlnirea cu istoria și istoriile celor care odihnesc în veșnicie. Dacă știi istoria locului prin care pășești, aerul începe să aibă deodată parfum de nemurire. Aici foșnesc suflete și povești. Se nasc legende. Oameni necunoscuți, rude sau prieteni vin aici să aprindă o lumânare sau să lase un acatist. Cruci, cripte, capele sunt ridicate în jurul bisericii Sfântul Mina cu hramul Sfântul Mina și Haralambie. Biserica a fost construită din cărămidă la 1802 de Asanache Dan Postelnicu, socrul lui Ștefan Dăscălescu, după alții, la 1820, de Ruxandra Stamatin. Aici sunt înhumați dăscăleștii și stamatineștii. În jurul bisericii, moartea se face de piatră și nu mai doare. Uneori piatra devine monument. Sufletul omului de cultură Constantin Balaci este și el aici, ca un mântuitor pe cruce. Cu mai puțin de o lună înainte de a împlini 86 de ani, cineastul, scenaristul, regizorul și publicistul vrâncean Constantin Balaci a plecat spre o lume mai bună. S-a născut în îndepărtatul an 1935 în Focșani și reprezintă o epocă. Este o istorie audiovizuală, participant la nașterea posturilor de radioficare din județ, la înființarea cinecluburilor de amatori, la amenajarea unor săli de cinema și imortalizarea pe peliculă a celor mai importante evenimente care au marcat acest județ. Constantin Balaci, la un an de la trecerea sa la cele veșnice, odihnește într-un loc de veci discret și foarte bine îngrijit, fiind împrejmuit pe acest pământ de granit. Dacă scriitorii nu ar mai scrie despre ceea ce li se întâmplă în viață, am avea parte de multe pagini goale. Când scriam despre Constantin Balaci, stând la taclale, ore în șir, îmi părea nemuritor. Chiar așa este, prin tot ce ne-a lăsat. Omul cu camera de luat vederi a strâns în arhiva de suflet oameni, locuri, gânduri,
flori și ploi. Ca să nu le înșface vipera uitării, a ridicat o cetate și la porțile ei a așezat obiectivul de filmat care să țină minte cine bate. A iubit radioul și filmul. Eu am să mor cândva, iar în aceste condiții e bine ca generațiile viitoare să știe și să le ducă mai departe, mărturisea Constantin Balaci în Cronica Vremii. A crezut întotdeauna că arta imaginii poate să schimbe fața urâtă a lumii.